Stimați telespectatori parfumați, așa că am și o formulă de adresare către voi. Astăzi fac recenzia unui parfum de la Paris Corner din gama Killer Wood, care poartă numele de Ethic. Parfum lansat în 2018 în concentrație Eau de Parfum, la categoria oriental lemnos animalic pielos, o categorie din punctul meu de vedere cam deplasată și cam greșită, pentru că parfumul ăsta nu vine din fundul iadului, nu vine din, nici din fundul grajdului, ci pur și simplu este un parfum care combină două zone, adică o zonă proaspătă, luminoasă, o zonă aerisită, relaxată și da, într-adevăr, există a doua zonă care este animalică, mai tenebroasă, mai întunecată, mai pământie, dar reprezintă un procent mai mic în acest parfum. Cu toate astea pot să zic următorul lucru. Există două zone în opoziție, două, hai să spun, fațete, fațeta proaspătă, luminoasă, fresh sau cum vreți voi să-i spuneți și fațeta mai întunecată, mai animalică, care se bat cap în cap fără să se amestece. E ca și cum avea două parfumuri într-unul singur. Ceea ce îl face, wow, din punctul meu de vedere, nu este un miros pe care să-l întâlnești la tot pasul, la fel cum nici celelalte din gama Killer Wood nu sunt niște parfumuri pe care să le întâlnești la tot pasul, nu sunt mainstream, nu le poartă toată lumea. Deci oarecum, în momentul în care folosești așa ceva, în momentul în care te gândești să folosești așa ceva, te vei defini cu un miros diferit și vei fi puțin altfel, ceea ce e wow din punctul meu de vedere. Mie îmi place foarte mult mirosul ăsta, pentru că nu tot timpul am nevoie de parfumuri animalice, 100% tenebroase, apăsătoare, întunecate, de pe vremea dinozaurilor sau din peșteră. Câteodată mai am nevoie și de parfumuri mai relaxate, mai luminoase, mai aerisite. Și parfumul ăsta are o notă foarte faină de fructe de pădure, în primul și în primul rând. Mare mentă, anason și chimen, deci până acum niște note care nu au cum să te ducă, din punctul meu de vedere, în zona întunecată a parfumeriei, dar pe partea cealaltă găsim castoreum, piele, ud, paciuli și cedru și mai întâlnim și zmirnă și tămâie. Tămâia este una neaprinsă, este o tămâie mai amară și zmirna conferă parfumului o amărăciune, dar să nu vă gândiți acum că este ca și Ahmed Navatic, adică extraordinar de amar. Nu, pentru că aici, datorită fructelor de pădure și datorită notei de mentă și de anason, parfumul se mai îndulcește, dar nu îți imagina că este un miros dulce, pur și simplu dulce, că nu este așa. Este genul de parfum care are o fațetă dulce, dar are și o fațetă medicinal, camforat, mentolată, asta datorită notelor pe care ți le-am enumerat anterior. Dacă ești la început de drum, de exemplu, nu trebuie să faci un efort exagerat de mare ca să înțelegi parfumul ăsta, nu trebuie să faci un efort să îl porți, pentru că pur și simplu parfumul ăsta atrage o plăcere după sine. Deci în momentul în care îl pulverizezi pentru prima dată, e o plăcere maximă. Nu o dă într-o zonă generică a parfumeriei. Nu e obișnuit, nu e boring, nu te vei plictisi purtând acest parfum, pentru că mirosul este spiritual, este meditativ. Da, este oriental, aparține de zona orientală a parfumeriei, pentru că tămâia și zmirna duc parfumul în zona orientală. Pielea și udul în acest parfum pur și simplu nu se simt, nu le pot detecta, dar nu e nicio problemă, nu e totul pierdut. Aici mai intervine și o notă animalică de castoreum, care da, se simte și face din parfumul ăsta un parfum animalic, ușor animalic, deci să nu vă imaginați că e un parfum urinos, extrem de urinos sau așa mai departe. Se combină foarte fain cu zona mai luminoasă, mai mentolat, camforat, medicinală cumva. Dar, la un moment dat, de nicăieri, după o jumătate de oră, o oră de purtare, intervine o notă pudrată, nelistată, de iris, de ceva. Nu știu ce să spun, aici totuși eu simt zona asta pudrată, îmi place, nu mă deranjează, deși nu-s mare fan parfumuri pudrate, nu-s mare fan parfumuri cu iris, dacă e să vorbim de așa ceva, dacă ar fi vorba de așa ceva, dar nu este un pudrat deranjant care merge în zona aceea mult urâtă, detestată de mulți, zona de rujuri,
de farduri, de așa ceva. Se simte, dar nu e deranjant. În rest, un parfum foarte plăcut, un parfum de 4 anotimpuri pe care poți să-l porți când vrei tu, în cele 4 anotimpuri. De un an l-am purtat în toate 4 anotimpurile, în toate scenariile de purtare. Mirosul este unul foarte fain, dar din păcate are și o mare problemă pe partea de performanță, dar despre asta o să vorbim imediat. Vârsta de purtare, când poți să începi să porți acest parfum? În principiu când vrei tu, când te simți pregătit olfactiv, matur olfactiv sau așa mai departe, poți să începi să porți acest Ethic Killer Oud de la Paris Corner. Nu e genul ăla de parfum și eu nu impun oamenilor să poarte un parfum de la 25 de ani în sus până nu știu ce sau așa. Porți un parfum când îți place, dacă te simți pregătit, dacă te simți liber mental. După cum am spus, parfumeria este unisex, este pentru toată lumea, pentru toți cei care îl iubesc, o iubesc și nici parfumul ăsta nu face nicio excepție. Asta din punctul meu de vedere. Poți să-l porți iarna, poți să-l porți vara, nimic nu te oprește și absolut orice parfum poate fi purtat atunci când vrei tu. Eliberează-ți mintea, eliberează-ți restricțiile din cap și poartă ce-ți place atunci când îți place. Un parfum versatil, aș spune eu, și deși nu este un parfum pe care îl întâlnești la tot pasul și cu miros generic, este genul de miros cu care te poți duce atât în mediul outdoor, dar și în mediul indoor, pentru că nu vei sufoca, nu vei epata, ba din contră, unii oameni se vor uita insistent la tine și îți vor adresa și niște complimente, pentru că este genul de parfum plăcubil, nu este genul de parfum whack, nu este genul de parfum, bă, ce e ăla, ce, ieși afară, hai să dăm drumul la aer condiționat, este genul de parfum liniștit, cam asta este. Și poți să-l porți la vestimentație, de la casual în sus, dar cine sunt eu să te judec dacă îl poți la o vestimentație sport, e filmul tău, asta este, go for it, n-ai decât să faci. Un parfum care, din punctul meu de vedere, deși miroase foarte bine, deși este foarte fine blenduit și un miros înălțător, este și revigorant și fresh, dar în același timp are și partea asta mai cu coloană vertebrală, mai animalic, pământie, misterioasă cumva, are mari probleme pe partea de performanță. I'm sorry, asta este, pe mine ceva nu funcționează, ori e vorba de pH-ul pielii mele, ori e vorba de altceva, dar tot ce pot să vă spun că m-aș fi așteptat mult mai mult de la performanța acestui parfum, având în vedere că este un miros care pur și simplu mie îmi place foarte mult, este un miros pe care eu îl ador, s-ar putea ca pe pielea ta să funcționeze mult mai bine, să funcționeze de minune, să-ți aducă, știu eu, multe ore de performanță, 11, 12, 16, 100 și așa mai departe, eu obțin maxim 4 ore de longevitate orice aș face, că folosesc 2 jeturi sau 130, cam tot acolo ajung la 4 ore de longevitate. Proiecția cu indulgență este una medie, timp de o jumătate de oră, nimic mai mult, pe care skin scent de la început până la sfârșit am problema asta și oricând l-am purtat, am avut aceeași problemă, fie că l-am purtat vara în căldură, fie că l-am purtat acum iarna și toamna. Ceva nu funcționează, asta este, mi-aș dori mai mult, siaj inexistent. S-ar putea ca pe pielea ta să, după cum ziceam, să aibă o performanță superbă, să fie o bombă atomică, dar pe mine asta este, nu funcționează. Îmi pare rău, mi-aș fi dorit mai mult. Și eu nu sunt adeptul layering-ului, să-mi pun dedesubt uleiuri parfumate și peste ulei să torn așa ceva sau să pun molecule 01 sau cum îi spune la așa ceva, nu ador, nu suport, nu sunt adeptul a, nu știu, a fixatorilor de longevitate, de nu știu ce, de durată pe piele, cum le zice, nici nu le am cu ele, nici nu le-am testat, nici n-aș da banii pe așa ceva, pe mine dacă un parfum funcționează bine, dacă nu iar bine. Asta este. Poartă parfumul ăsta când vrei, cum vrei, unde vrei și cu cine vrei. Poate fi purtat și în scenarii tip romantic, și în scenarii tip birou, și în scenarii tip vacanță, și loc de muncă, și orice vrei tu. Și să deschid o paranteză. Pe dubaicollection.ro găsești așa ceva. Lichid de dezghețat parbrizele. Înclumesc, nu. Este spray de corp, deodorant de corp, pe care eu nu-l folosesc pe corp, pentru că nu suport să folosesc pe corp așa ceva. Nu folosesc creme, deodorante, nu aplic absolut nimic decât parfum și atât.
Dar vreau să știi că există și așa ceva, plus multe alte accesorii, uleiuri parfumate, articole, mă rog. Se poate folosi și în mașină și în cameră. Eu îl folosesc în cameră, dau jeturi prin cameră și îmi dă așa o stare de bine. Reprospătează aerul, bineînțeles, recomandă aerisirea camerei și așa mai departe. Deci nu da în momentul în care te trezești dimineața fără să deschizi geamul prealabil, pentru că, na, trebuie. Dar cu toate astea, eu am nimerit un miros de trandafir soapy, aldehidic, că e ceva banal pentru mine, nu e ceva nou sub soare, dar este relaxant, reîmprospătează aerul și oricum există mai multe arome din acest Nightingale, pentru că așa se numește. Exotica este gama, Exotica Collection, dar totul, adică sticluța asta, face parte din gama celor de la Cadlaj, de spray-uri pentru corp, mașină, perdele, draperii, canapele, corp, și așa mai departe. Deci, dacă ești în căutare de așa ceva, n-ai decât să cauți pe Dubai Collection, oricum o să spun și link în descriere și la ăsta și la ăsta și să vezi ce te interesează pe acolo. Și apropo, mai au și uleiuri parfumate și multe alte accesorii de genul ăsta. Bun, și ca să închid paranteza și să tragem concluzia finală, acest parfum etic din gama Killer Rude a celor de la Paris Corner este un parfum foarte frumos ca miros, foarte bun ca și ambalaj, sticlă, packaging, capac, totul este metalic. Îmi place foarte mult mirosul, dar foarte dezamăgitor și frustrant pe partea de performanță. Mi-aș fi dorit mult mai mult, vă spun sincer. Dar având în vedere că sunt fan al gamei Killer Rude, vă pun aici și două parfumuri care pur și simplu sunt bombe de performanță, care excelează la capitolul miros-performanță. Până data viitoare, când vom vorbi de alte parfumuri la fel de interesante, zic eu, îți doresc toate cele bune și să ne auzim cu bine!